Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii este marcată în fiecare an la 25 noiembrie. Adunarea Generală a ONU a stabilit prin rezoluția din 54/134 din 17 decembrie 1999 această zi drept Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a invitat guvernele, organizațiile internaționale și non-guvernamentale să organizeze activități menite să trezească conștiința publică în fața acestor probleme, se arată pe site-ul oficial al ONU. Cu acest prilej, mai multe edificii din întreaga lume, printre care Sfinxul și piramidele din Giza sau Palatul Păcii din Haga, vor fi iluminate în portocaliu, potrivit site-ul oficial al ONU. La Sibiu va avea loc marșul Martorele Tăcute Vorbesc, seară de veghe. În cadrul manifestării vor fi împărțite pliante cu mesaje care afirmă că violența împotriva femeii este un comportament idezirabil, dezorganizat și deviant, precum și informarea populației cu privire la efectele negative ale violenței asupra femeii.